E un deliviu replen, nu e prima de o prezint. E un roman interbelic, însă e și obiectiv. Și că tot este roman, trebuie să dovedim. Are multe planuri, personaje, are și conflicte. Ma opere Ion, este una țărănească. Țăranii de-acum un secol vor pământ să cucerească. Naratorul e omniscient și omniprezent. Focalizare e zero, viziune from the back. Are 13 capitole și e împărțit în 26 din glasul pământului. Dansează cu Ana pentru pământ. După se întâlnesc în grădină să vorbească mai mult. Îi prinde Ilie Baciu care se supără crunt. Și acum e în bif cu Ion că nu e sfânt. A doua secvență o găsim la George la nuntă. Ion foarte supărat, ceva tot în frământă. Încă o iubea pe Florida, pământul la trecea. Și a zis Ani să se omoare, să scape de ea. În continuare ar trebui să faci încheiere. Nu uita că ce ți-am zis sunt doar niște repere. Comentariu și în cască ușevat. Nu este nicio problemă că recipie s-a